Salutare tuturor! Astăzi o să fac partea întâi a challenge-ului, o să vadă partea întâi a challenge-ului, caietul meu cu desene, nu, partea întâia. Dar înainte să începem, vreau să vă spun încă o dată de un concurs. Cine o să se aboneze la canal, la fiecare canal și o să-mi dea pe clopoțel acolo și un comentariu drăguț, va primi un slime gigantic. Dar o să mai mă gândesc cui o să primească, cine o să câștige. Sunteți foarte mulți, ne-am adunat și sper să mai ne adunăm. La 30 de abonați eu o să vă cânt mulțumesc, iubită mamă. Dar până atunci trebuie să faci să strângem 30 de abonați. Pentru că sunt începătoare și da. Să începem cu caietul nostru de desene. Avem așa pe minim. Dacă mă întrebați de unde l-am luat, nu știu, fiindcă l-am primit cadou și mai am unul, dar am luat pe. Aici e mini cu Daisy, ascultă muzică la o cască așa. Deci să începem. O să fac doar jumătate din. Aici am scris și eu așa, numele meu. Așa, deci să trecem la desene, nu am scris. Am scris love best friend. Deci iubire prietene, așa ceva de genul. Aici avem așa un soare, un peisaj de primăvară. Opa, asta, puțin. Așa, la camera mai, așa, să mai jos ca să vedeți și voi corpul. Următoarea pagină. Avem, așa, să arăt. Avem steagul României. N-avea cum să lipsească steagul României din cărticica mea. Opa. Așa. Următoarea pagină avem telefonul meu. Știți că după telefon filmez pe canalul Bibi Bianca. Aici avem tabla înmulțirii de la 1 până la 10. Aici avem așa un foc de nea. Mai avem așa, le-am făcut și eu de plictiseală. Da, încă. N-aveam ce să fac și le-am făcut de plictiseală niște undițe foarte, foarte urâte. Mie nu-mi plac. Aici avem așa un diamant. Nici acesta nu mi-a ieșit prea bine. Ce să fac? Aici, tot așa, nu prea mi-a ieșit bine. Avem un glob. Se vede? Așa. Un glob și patru inimioare. Aici, așa, globul. Da, care nu prea mi-a ieșit. Îmi plac. Doar o cușură așa. Așa, avem aici un păhăruț. Care dă din ochi. Mai avem aici love și un tortuleț. Sper, sper. Simpatic. Următoarea pagină. Aici mai și ce vreau să fac. Așa. Aici avem un doi cățeitor și coati. Și acesta este cotețul lor. Tot de plictisea l-am făcut. Aici am făcut așa. Ceva haioasă. O miniară haioasă. Și aici a făcut bunica mea o steluță acopiată. Aici avem așa niște creioane. Mai avem și un ceas din altă țară. Aici. O geantă care nu mi-a ieșit. Așa, aici avem o umbrelă. Mai departe avem un castel. Următoarea pagină este așa un... Niște... Cum se numeau... Ghiocei. Într-o vază. Ăsta chiar este cel mai urât desen din tot
bunica mea un brad de Crăciun, un om de zăpadă, un fluturaș care îl continuăm să-l colorez și ultimile trei desene este aici, ceva ce nu mi-a ieșit. Vreau să fac un der de luș, dar tot așa, nu mi-a ieșit. Și așa, avem aici o vază cu flori. O riglă. N-am muncit la aia. A fost ușor de făcut. Și aici e o inimioară. Ce fulgere. Niște... acestea nu mi le arăt că nu-mi place deloc. Avem o gumă de șters și un cart de jucărie. Așa. Și ultimele două desene. Aici, să nu credeți că eu l-am făcut, l-a făcut bunica mea, o fetiță. Deci am făcut acest anafilaș. Dacă vreți să vedeți continuarea la caietul meu de desene, să căutați partea a doua a challenge-ului caietul meu cu desene. Deci acesta a fost videoclipul, să nu uitați să dați un like, un share pe Facebook și să subscribe canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent toate videoclipurile mele. Eu vă iubesc foarte, foarte, foarte mult. Pup!